Potrivit unui comunicat dat publicității de DNA, procurorii au dispus luni măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile pentru Virgiliu Iuliu Roman, directorul de producție al SC Hidro Prahova S.A., firmă la care acționar este Consiliul Județean Prahova. În cadrul companiei a fost derulat proiectul în cadrul căruia firma administrată de cumnatul premierului Victor Ponta, Iulian Herțanu, ar fi deturnat fonduri europene în cuantum de peste 7 milioane de lei. Virgiliu Iuliu Roman este cercetat pentru sprijinirea unui grup infracțional organizat. În același dosar mai sunt cercetați tot sub control judiciar încă de săptămâna trecută deputații Sebastian Ghiță și Vlad Cozma, dar și președintele Consiliului Județean Prahova Mircea Cozma. Conform anchetatorilor, Virgiliu Roman, Sebastian Ghiță, Vlad și Mircea Cosma au sprijinit grupul infracțional din care făcea parte Iulian Herțanu să acceseze și să primească fonduri europene în cadrul contractului de extindere a rețelei de canalizare din orașul Comarnic. Potrivit procurorilor, în cursul anului 2012, Virgiliu Iuliu Roman a fost ajutat să obțină în mod nelegal calitatea de membru în Consiliul de Administrație al SC Prahova S.A., chiar de către Vlad Alexandru Cosma, în vederea susținerii intereselor acestuia, iar ulterior dobândind funcția de director de producție în cadrul aceluiași agent economic, a semnat la 27 octombrie 2014 un act adițional și o notă justificativă la contractul semnat de SECE Hidro SA, cu asocierea SECE Grossman Engineering Group SRL și SECE Euroconstruct Trading 98 SRL, în baza cărora termenul de finalizare a lucrării a fost prelungit în mod nelegal cu 131 de zile fără calcul de penalități. În perioada în care se află sub control judiciar, Virgiliu Roman nu are voie să își exercite funcția de director de producție la sece Hidroprahova S.A., dar nici să vorbească cu alții inculpați din același dosar. Tot luni, oamenii de afaceri Mihail Marian Coman și Vladimir Răzvan Ciorbă, inculpați în acest dosar, au fost audiați la DNA Plăiești.